Biblioteca Județeană Urechea este cea mai veche și prestigioasă instituție culturală din județul Galați, împlinind recent 127 de ani de existență. Pentru această vară, conducerea instituției a întocmit un program plin de activități atrăgătoare, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. Manifestările organizate de bibliotecă se desfășoară atât la sediul din Galați, cât și la filialele sale. La noi s-a încetățenit, a devenit o cutumă ca în fiecare vară să umplem nu numai plăcut, nu numai util, ci să diversificăm activitățile pentru categoria de copii, de adulți și, de ce nu, și pentru cei mai în vârstă, organizând cluburi de vacanță. Două cluburi de vacanță au adresabilitate unul către cei mici până la 14 ani, se numește Clubul Curioșilor, iar celălalt club de vacanță se numește Cafeneaua Culturală, care are adresabilitate de la adult până la matur. Fiecare dintre aceste cluburi cu o tematică diversă și atractivă. Zilnic calcă pragul bibliotecii și a filialelor de cartier peste 1500 de gălățeni, celebre fiind și saloanele Axis Libri, organizate în această perioadă. La acestea am mai adăugat tabere de creație. Taberele de creație, la rândul sub cunoscutul brand cultural Axis Libri, dau trimitere la trei domenii. Unul ține de creația literară, e normal, noi lucrând la bibliotecă, ținem de lectură de creație literară, unul de design și unul de artă fotografică. Ca niciodată, anul acesta, și filialele din cartierele Galațiului au organizat cluburi de vacanță. Putem caracteriza drept prolifică și valoroasă, chiar dacă de multe ori activitatea estivală de la Biblioteca Urechea din Galați se desfășoară pe caniculă.